Tu ce carte citești acum? Eu nu citesc, cred că citesc o carte, dar nu citesc De ce nu zilnic. ne spui ce carte? Robin Williams, despre Nu viața trebuie lui. să citești zilnic cartea din care Am crezut citești. că vrei să mă ataci și voiam să zic ceva și după aia mi-am dat seama că nu vrei să... Ai vrut tu să mă ataci, de fapt. Eu să te atac pe ia tine, mâna de pe mine. Soțul meu ia mâna. Iubit. În primul rând, cine Futu-te întreabă... În gură. Băi, alo, alo! De ce mă acuz, mă, că vrei să te atac? Te-am întrebat ce citești ca să spui despre cartea pe care o citești. Stai ușor că pe aici și omul tău ca dracu. Da, acum tot spune să fie... Mi-a dat corona! Mi-a dat corona, știi, la poliție. Deci eu stăteam pe stradă, da? Și am muncit foarte mult pentru imunitatea asta. și am muncit foarte mult. Băi, las-o în pizda. Hai mă, lasă-mă și dacă o am, ce vrei să fac? Pula la bagabante răcite. Ce? Și deci eu am lucrat foarte mult la imunitatea asta. Și el mi-a dat corona de m-a strănutat din cap până în picioare. Foarte funny. Foarte, foarte funny. Funny, doamne, deci super m-ai întrebat funny. Ca și cum ai atacat. Tu ce carte citești acum? Pentru cine că așa pula ți vorbesc, că nu te mai suport de când stăm în casă de o săptămână. Merge? Da. Trebuie să-mi stai microfon. Să stau dreaptă. Nu că m-am microfon. Uitat în podcastul și nu stau dreaptă. Ai observat că, de fapt, niciodată nu stai drept așa cum ți s-a spus toată viața să stai. Cel puțin mai țin la un ATC, la facultate, cea mai bună chestie mi s-a părut. Că ziceau să-ți imaginezi ca și cum ai o ață în vârful capului care te trage. Nu să faci așa, că dacă faci așa, riști să stai așa, știi? Dacă ți imaginezi că ai o ață în vârful capului care te trage, parcă ți-a tot corpul, așa, știi? Dar nu sunt obișnuită și în orice poză te uiți unde n-ai fost atent sau așa. Deci? Păi da, dar și asta cu ața. Eu 5 secunde ții minte că am ața și după aia uitați aia. Eu țin minte din timpul că am ața, pentru că e în cur. Vezi că ai ceva aici. Hă? Ai ceva. Am ceva. Partea cealaltă. Aici? Da, ai mâncat semințe? Nu, chiar n-am mâncat semințe. Azi. Azi. În general, le rup, dar azi. Vezi? Ăla chiar am. Trebuie să tăiem la montaj, nu? Da. Auzi, vezi că sunt scăbitori. Vezi că am cumpărat scăbitori, sunt în dulapul ăla de sus, de deasupra chiuvetei. Apropo. Dacă mergeți la un restaurant și aveți nevoie să folosiți o scobitoare, nu ezitați să mergeți la baie să folosiți scobitoarea. Tuturor ne rămân lucruri între dinți. E normal. Nu faceți căcatul ăla în care luați scobitoarea și vă scobiți așa, că este jenant. Cu care riscul de a suna ca Dana Budeanu, am dat un sfat. Care e dulapul deasupra chiuvetei? A, nu, dulapul de deasupra aragazului, iartă-mă. Am înțeles. Am cumpărat scobitori să avem în casă, că n-am avut niciodată și mă scobeam tot timpul cu ce găseam. Stai să Am pus mâna pe scobitoare și a scăpat la loc. Deci dacă e corona, toate astea au corona. Gata. Și peste luni de zile când o să vină prietenii gata, la noi... Gata, tati! Și o să ne ceară o scobitoare, o să... Toate astea o să aibă corona. Stai să stau drept. Da. Asta am vrut să spun, că nu poți niciodată de fapt să stai așa corect. Sau poate sunt oameni care s-au învățat. Știi cum mi-ai spus tu la un moment dat că tu niciodată nu-ți lași burta moale, că mereu o ții încordată? Da. Și maica mea mi-a zis asta, că întotdeauna aș ține abdomenul încordat. Eu nu-l țin încordat, chiar dacă am burtă. Păi da, dar mi-a zis maica mea când eram mic. Când ești mic, probabil o informație din partea părinților are un impact puternic. Cine știe, știi dacă s-a nimerit informația asta să aibă un impact puternic? S-a nimerit să aibă un impact, că și mie îmi spunea. Asta, se dădea exemplu că ea îl ține și să țin da, și o burtă atrasă. Da, tu nu ții cont de absolut nimic din ce ți-ai zis maică ta. Nu țin cont de nimic de la nimeni, da. Eu am ținut cont. Da. Adică tu nu știi să mănânci acum. Știu să mănânc, dar nu mă deranjează dacă sunt în pat, să spunem, și mă uit la un serial și sunt în pijama și dau pe mine din greșeală. Te rog frumos, hai să menținem că abia le-am făcut oamenilor morală că se scobesc în dinți la restaurant. Lasă-mă să par cât de cât, no, că eu nu dau no, pe mine. Nu. Stai, ce înseamnă știi să mănânci? În sensul că nimerești gura? Sau ce înseamnă? De cele mai multe ori. Sau că dacă că nu mă uit către un serial, o nimeresc. Adică tu știi să mănânci, în sensul că pe aici știi că se bagă? Asta e singura chestie? Dar ce pula mea? Ce, nu mănânc frumos? Mănânc nu există urât? Masă. Păi, nu... Nu mănânc no, urât. Nu pot să zic că mănânc urât. Sunt o prințesă, du-te-n pula mea. Mă rog, ideea e că nu există masă la care tu să nu dai pe tine.
Nu există. Tu aș vrea să-ți menționez că astăzi am mâncat două mese până acum, micul dejun și prânzul, și nu am dat pe mine. Pentru că le-ai mâncat în cadă, unde aia nu s-a văzut. Ai singura diferență, le-ai mâncat micul în apă. Micul dejun l-am mâncat cu tine la masă. Și prânzul, micul mai zice că mâncăm în cadă. Micul dejun? Pula mea, chiar am început podcastul ăsta prin a da un sfat, am avut și bășin când am vorbit. N-ai... Ce pula mea nu ții cu mine? Noi n-avem voie. Bine, vreți să vă zic ceva? Când eram mult mai tineri de atât, odată, părinții lui Mincu, la un moment dat, unde au locuit, aveau un mini jacuzzi. Și nu erau acasă și am intrat împreună în acel mini jacuzzi și Mincu m-a întrebat, eram relativ la început împreună, Mincu m-a întrebat dacă vreau să aducă ceva, să mâncăm. Am zis ok și a adus, atenție, nu o farfurie sau un bol, un lighenaș de plastic cu mici și cartofi prăjiți de ieri. Erau mici reîncălziți la microunde. Pe de altă parte, până la urmă m-am măritat cu el. Așa te-am agățat. Am mâncat mici în jacuzzi cu... Băi, dar mici aia reîncălziți de... Da, nu știu. Bă, când ți-e foame și nu mai contează deloc, eu astăzi vreau să menționez de deci ce am mâncat. Deci micul dejun l-ai luat în duș. L-ai luat aici în duș în picioare. Pana mea, că recunosc, eu recunosc orice, dar nu minciuni. De aia nu ne-ai dat pe tine. Băi, deci eu țineam cont. Mie, nu știu dacă faceți, sunt curios dacă faceți și voi asta. Dacă ați putea să, da, dacă ați putea să ne scrieți în comentarii. Că le citim. Mie, maică-mea mi-a zis când eram mic. Nu, stai puțin că am zis ceva urât. Apreciem vă comentați. Eu știu că majoritatea comentariilor sunt de bine și că ne încurajați. Dar mie mi-e frică să citesc comentarii, că nu mai suport oamenii care scriu chestii de rău, mă afectează și eu nu le citesc, dar le citesc băieții și îmi zic când ziceți chestii de bine și cine zice chestii de rău doar așa de ampulea să sugă pula. Gata, ce citi. Da, exact. Și apropo de chestia asta, ar trebui să nu o mai faceți pentru că... O să devină ilegal și o să fie super distractiv. Nu, sunteți ăștia care comentați de hate și de rău, sunteți probabil clar mai puțin inteligenți și... și emoțional. Da, da, ăia care și comentează nu o să... Da, nu o să înțeleagă mesajul, dar oamenii sau care... Sau sunt șef, copii. Oamenii o să vadă că e bullying-ul ăsta online, o să fie, la un dat, o să fie pedepsit prin lege, sigur, și face foarte mult rău. Și probabil că atunci când... Hai să vorbim despre altceva, că ăsta e un subiect diferit și nu o să-l adopt am acum. Am deviat. Zi de maică ta. Practic, muie la hateri, asta vreau să zic. Și maica mea mi-a zis, nu știu dacă faceți și voi asta, să ne spuneți, Să nu las burta moale niciodată, știi? Adică să stau drept și burta să fie oarecum subtă, trasă. Adică nu așa ca o paleașcă să atârne. În vremea aia făceam și sport și când țin minte că am avut niște ani în generală, cred că până în clasa 8-a, bă, mergeam atât de drept. Că eram eu mic și când ne-au dus la antrenamente, ne-au pus să stăm drept așa, bă, și mergeam, că toată lumea din clasă zice, ce dracu merge așa, zici că mergeam, dar nu exista pe vremea aia termenul de bășin, că eram copii, dar mergeam așa cu pieptul în față. Și mi-a zis și asta cu burta și eu nu-mi las burta moale niciodată, o țin așa cumva. Știu că o să atrag râsete și sper să fac asta, dar eu am făcut 7 ani de balet și o mare parte din anii de balet pe care i-am făcut, bă, da, ce muist ești efectiv. Haideți să luăm pe bucăți că știu de ce ai râs acum, da? Tu te pula mea de caratistul pulii mele. Nu râde pe loc, lasă-mă să povestesc. Da, da, da. Ai râs ca un muiz defectiv, ți-a sărit și scuipat. Am făcut 7 ani de balet și o mare parte am făcut la Opera Română, pentru că aveau ai mei o pilă acolo. Am auzit că acum încă există profesoara aia, dar trebuie să dai marci păci. Am povestit deja asta cumva, că o cheamă Magda Rovinescu. Și când eram eu la balet, cred că făceau ai mei un super efort financiar să mă țină acolo, era foarte scump. Cred că le pare rău acum. Și o aveau una din eleve de acolo, era una Armine, era fata lui Varujan Vosganian. Și mi-aduc aminte că deși eram copil, de fiecare dată când apărea asta la oră, ea zicea bună ziua, bună ziua, bună ziua la toată lumea. Și când venea asta, jur că nu mint, zicea: Armine, bună, ce mai face tata? Și eu mereu, ca și copil, mă întrebam, bă, dar ce-o tot întreabă de tatăl ei și pe mine nu mă întreabă de tatăl meu? Oricum, am făcut 7 ani de balet și o mare parte la operă. Aproape că m-au dat afară, am filmări
cu mine în care toate fetițele dansează frumos, s-ar putea să mai fi spus asta odată. Și se vede, o să încerc să găsesc filmarea video, poate să punem, da, că le-a tras taică-tu pe DVD. Da. Toate fetele dansează atent și eu efectiv se vede cum îmi scot chiloții din cur și mă scobesc în nas pe scenă la Teatrul Național adesea. Și mi-aduc aminte că în perioada aia, pentru că făceam balet, ai mei și mai mult trăgeau, bă, dar mergi dreaptă, suge burta, mergi dreaptă. Și nu a funcționat. Știi când a funcționat? O vreme, așa un pic o vreme, pe holuri, pe la facultate, când făceam Cehov sau după ora de coreografie, tu n-ai făcut coreografie, tu ai făcut regie, dar eu am făcut coreografie și după ora de coreografie, toată lumea parcă mergea un pic mai așa, știi? Dar după aia ieșai la țigară și strecea. Am crezut când zici că ai filmări cu tine de la balet, am crezut că o să zici că ai filmări cu tine când încercau să te dea afară din operă și tu nu evacuai opera ca filmările alea cu Vadim, știi, cu când vreau să scoată din sediu. M-am gândit că e un copil agățat așa de uși. Am o filmare după un spectacol pe care mi-a făcut-o Dodo, da? Și cred că e la el, în care tot dansam se închidea instituția. Da. Și, mă rog, da, n-aveam nici dinți, era super. Da. Dar știi că când ai zis de profesoarele astea, știu că aveam și eu niște profesoare, mai făceam... Acum eu vreau să vorbim foarte liber în acest podcast despre oamenii corupți și să spunem despre câte unul pe rând. Nu mai știu exact care a combinația, dar mi-aduc aminte clar tratamentul ăsta oarecum preferențial al copiilor care aveau bani și influență în școală. Nu știu, unii poate au făcut donații sau chestii, dar mi-aduc aminte că era un fel de vai, știi, asta... Dar era așa foarte pe față, frate. Oamenii, parcă, unii din ei n-au niciun stres, așa. Ții minte directorul liceului pe care l-am făcut? Era un mare personaj și venea în clasă, nu știu, căuta sponsor sau ceva. Căuta părinți care să aibă bani, să bage, nu știu ce căcat. Și efectiv întreba și a fost o perioadă când umbla zvonul ce a întrebat în alte clase. Și întreba, ce lucrează ai tăi? Păi așa și așa, știi? Și dacă nu era ceva interesant, te lăsa în pace. Și ea intra în clasă ce lucrează și aveam un prieten care taicul lucra la UTI, la programare. Și ei zice, bă, dar nu ne ajute și taicul, nu ne sponsorizează cu niște camere, cu niște de-astea, știi? Și după altul l-a întrebat pe alt prieten, nu, ce lucrează ai tăi? Și ăsta s-a ridicat după ceva și a zis, nu, lucrez, sunt sărași, sunt amărți. Ai bine, lăsa-mi că ei nu mă interesează. Da, noi aveam profă de biologie, de la care dacă nu cumpărai Planeta Albastră, te amenința că te lasă corigent. Planeta Albastră. Și dacă nu comandai de la Avon, te l-a amenințat pe față că te lasă corigent. Mă rog, ce voiam să vă spunem noi astăzi în podcast? Suntem doar noi doi pentru că suntem în izolare, nu am luat contact cu nimeni din Italia, nu suntem răciți, nu avem simptome, dar vrem să nu ieșim din casă 14 zile ca să ne asigurăm că suntem ok și să nu dăm altora și în caz că avem. Și vrem să o luăm în 15 zi când o să ieșim, vrem și să amânăm până când o luăm, practic. De-aia suntem doar noi doi aici, nu este Banciu. Am fi putut să-l punem pe Skype, dar nu. Și vreau să vă spunem că suntem bogați, în caz că nu știați. Lăsând la o parte scobitorile, puteți observa că e plină asta, deci am luat-o de curând, da? Lumânărica asta e doar de decor, o am de la Crăciun, nu contează, dar avem aici o cutie de 50 de măști pe care le am dinainte să înceapă această criză, pentru când spăl cu Triumf aragazul, nu e reclamă la Triumf. Nici n-am folosit nicio mască, le ținem. Cred că mai sunt foarte puține, că eu mereu când... Mai sunt. Mai sunt câteva. Avem aici alcool sanitar pentru uz extern. Îmi place că menționează că nu e pentru uz intern, deși știm cu toții că l-au, adică... Da, e, știi cum e asta? Că e pentru uz extern exact ca data de expirare de pe produse, știi? Că ele nu expiră chiar atunci. Ce gai pâinea aia, dar dacă o bași la toaster, ele mai țin, așa și asta, frate. Nu cred eu că... Adică eu știu cazuri, am văzut. Și n-are rost să discutăm, hârtie igienică, avem baxuri și baxuri. Avem foarte multă hârtie igienică. Ne-am luat. Adică ia ne-am luat ia uite. Și acum o arunci, știi, ca miliardare, cum era aia cu pachetul de țigări. Știi cum? Frate, eu pusul de pe gestrucă. Nu vreau să se murdărească primul strat, vreau să-l mai folosim. Da, ideea e că n-am înțeles panica oamenilor cu hârtie igienică. N-am înțeles-o deloc, adică... Eu mă gândesc că dacă aș... Eu pot să ți-o explic dacă vrei. Stai un pic, dacă aș rămâne, ce trebuie cu să lipi hârtie igienică? Să lipi, da. Dacă aș rămâne fără hârtie igienică într-o situație de asta de criză,
Bă! Mă spăl la cur. Exact, asta e primul gând. Te speli la cur. Noi avem și un duș cu o presiune foarte mare. Deci avem un duș, are presiune de mare. Deci aș putea să deschid o spălătorie auto la mine în cadă oricând. Atât de puternic e. Nu că ne-am fi băgat dușul în cur, vreau să... Nu, dar... Adică nu știu adică, mincul, nu, cred că e atât de puternic că nici nu trebuie să te ștergi la cur în căcat. Doar să treci. Doar treci dușul și îți dă căcatul la o parte. Să mergem până în cadă să încercăm? Fii atent. Eu pot să spun cu hârtie igienică care e explicația. Deci da, care? Uite, de exemplu, eu dacă... Opa! Am alergat un pic azi prin parc, de-asta tușesc, nu sunt răcită. Nu schimbați postul. Eu, de exemplu, când comand cumpărături, iau comand multă apă ca să nu cărăm și comand multă hârtie igienică pentru că nu este perisabilă și putem să o folosim oricât. Pentru că am unde să o depozitez, eu întotdeauna am în casă 3-4 baxuri de hârtie. Cred că oamenii se gândesc la lucrurile de care... care le dau confort. Normal că poți să te speli la cur la o adică dacă nu mai ai hârtie. Dar de ce să nu te duci în hipermarket dacă ai timp, posibilitate să-ți iei 5-6 baxuri și știi că în caz de o criză ai în continuare confortul de zi cu zi. Nu intri într-o situație de asta. Gândește-te cum ar fi de fapt chiar să fii în situația în care îți trebuiască să nu ai hârtie cu care să te ștergi. E un pic incomod ca femeie și un pipi dacă faci. Până ajungi tu la cadă să te speli, trebuie să-ți faci duș, că s-a dus dracu pipiul ăla. E posit. Deci ce trăim este o situație de criză, nu e ceva normal. Adică oamenii se... N-au fost imagini cu oameni care se băteau la făină, cu toate că poate s-au bătut și acolo. Dar era haosul dracu, toți fugeau la hârtie. Te-ai gândit și sincer... Ai mi pus se pare... vreo alarmă? Nu, m-am uitat la ceas acum. Primul gând ar fi de, bă, ce mănânc? Și am simțit că a intervenit și în mine un sentiment ăsta de primele două, deci asta câta zi e? Mă rog, teoretic de vineri stăm, nu, vineri am ieșit, de sâmbătă stăm în casă. Acum trebuie să zicem asta, că noi stăm într-o izolare, dar tu ai alergat în parc. Noi mai ieșim în parc foarte dimineața sau foarte târziu noaptea, când încă nu iese lumea din casă. Oameni. Avem la un parc. La 6 dimineața, când ieșim încă în parc, dăm o tură de parc, nu prea sunt oameni. Nu recomand, nu știu, să faceți asta, dar mă rog, eu aș vrea să discutăm asta mai încolo, știi? Da, da, da. Da. Stai, ce ziceam că mi-ai pierdut. Așa, primele zile am avut un sentiment de plictiseală mult mai puternic. Mă uitam la seriale, la tot felul de căcaturi și mâncam. Și am început să mănânc sărunțe, am terminat toate provizie de pufuleți, avem și semințe, ronțeam și aveam un sentiment de mâncat pe fond nervos și cred că era un prim gând acolo care era de supraviețuire, bagă în tine, mănâncă, știi? După aia m-am calmat, acum am început să mă calmez. Eu voiam să mă întorc un pic la discuția legată de cumpărături, că uite, dacă ți-aduci tu un pic aminte, când a apărut primul caz de corona în România sau abia începuse să fie în Italia mai multă panică, eu cu tine și cu încă un prieten am fost până la Kaufland și am umplut cărucioarele cu chestii. Mie nu mi se pare neinteligent ce am făcut noi. De ce? Ca în cazul în care chiar nu vom mai putea ieși absolut deloc din casă, să nu fim nevoiți să mergem până la magazin când or fi, Doamne ferește, 1000 de cazuri în România, și am fost atunci cât încă mai era timp. Mie mi se pare inteligent să faci asta, nu mi se pare nașpa. Să o faci din timp, să o faci când presimți că urmează să se întâmple ceva. Asta e părerea mea, mă rog. Și apropo de ce ai spus adineaur cu simțitul nevoii să mănânci în casă, da, e foarte periculos să intri în chestia asta. De asta eu, de când stăm în casă, dimpotrivă, mi-am propus să mă forțez să mănânc mai puțin, să nu mănânc la anumite ore și mi-am propus să nu pic într-o chestie de asta, la modul când mă trezesc dimineața. Știi că noi, în mod normal, când avem super multă treabă și suntem tot timpul plecați, eu prin casă mi-o ard în pijama, adică nu am haine de casă, ceea ce mereu maică mea m-a certat. Mi-a zis, bă, pijama e pijama, hainele de casă, hainele de afară. Eu mereu am zis, bă, nu, pentru că m-a futut maică mea la icre tot timpul când mă trezeam, stăteam în pijama prin casă, mă făcea să mă simt prost, acum că locuiesc singură, stau în pijama prin casă. E, de când e chestia asta și știu că o să stăm foarte mult timp în casă, mă schimb în niște haine ca să nu simt că sunt chiar atât de inactivă. Mă oblig să citesc mai mult, să văd anumite filme, poate chiar să fac niște mișcare prin casă și mă oblig, de exemplu, astăzi doar așa că eram prin casă, după ce mi-am făcut duș, știu că nu e mare lucru, dar crede-mă că contează.
mi-am dat cu cremă pe față, m-am dat cu parfum, nu vreau să ajung să mă, știi, să fiu după 3 săptămâni într-un colțișor, așa, da, adică vrei să... pielea uscată și tristă că suntem în casă. Vreau să încerc să fiu activă, să îmi trăiesc viața normal, de asta foarte mult gătesc. În ultima vreme postez ce gătesc, mai dau alte femei câte un sfat, ce să gătesc, ce să fac, port o discuție cu oameni, trece timpul altfel. Da, asta mă gândeam, că voiam să vorbesc despre ce simțim în izolarea asta și în statul ăsta. Mi se pare că... la mine, cel puțin primul gând, a fost câteva zile de... am căzut într-o lentoare și mâncam de plictiseală, de fapt. Nu neapărat, nu cred că se activase chestia de aoleu, hai să mâncăm să supraviețuim, dar mâncam de plictiseală. Acum, mi se pare că e foarte nasol, eu m-aș simți foarte nasol dacă aș sta 2 săptămâni, așa, știi? Dar mi se pare mișto să vorbim despre ce simțim și azi a fost prima zi când am fost mai pozitiv, mă ajută și faptul că fac mișcare în casă. Da, uite, eu am ieșit în parc și am alergat. Nu știu dacă încă... nu-mi dau seama, adică... nu-mi dau seama dacă e încă momentul să stau efectiv izolat în casă. Ca să spunem exact în ce moment suntem, azi e marți, luni s-a decretat stare de urgență, nu? Da. Dar, nu știu, poate dacă ieși noaptea, poate dacă... habar n-am, mai un câine, trebuie să-l scoți, poți să-l scoți în fața blocului. Mă rog. Cu cât o să stăm mai mult în casă și nu o să ieșim deloc, cu atât nu o să se împrăște virusul. Dar pe de altă parte, e foarte greu. Și știu că nu e atât de greu pentru că trăim în 2020 și avem Netflix și putem să ne vedem prietenii pe videocall. Și poți să citești o carte, poți să scrii ceva, poate îți vine o idee, habar n-am. Poți să faci arts and crafts, cum mai fac eu uneori și pictez cutii de lemn. Habar n-am, nu o să nebunești. Dar sincer, pe mine m-a băgat într-o oarecare stare de... depresie e mult spus, dar nu știu cum să mă exprim, că nu-mi vine să cred că trăiesc așa ceva. Eu vreau să păstrez pe internet și chiar în podcasturi și așa o imagine de chestii comice. Nu vreau să intru în discuții foarte serioase, dar eu din 2012 și până în 2020 chiar am trăit foarte multe lucruri de panică la mine în familie, chestii mai stresante, mai dureroase, mai nu știu ce. Și m-am trezit de foarte multe ori în perioada asta în, atâta o să spun, că nu intru în subiectul ăsta prea mult, în situația de nu-mi vine să cred că trăiesc asta. Asta era sentimentul. Nu-mi vine să cred că chiar mi se întâmplă. Adică am văzut în filme, am auzit la alții, dar mi se întâmplă mie. E, acum trăim cu toții ceva, de ai senzația de, bă, chiar se întâmplă? Adică chiar se întâmplă, chiar e o criză, chiar e o pandemie. Am impresia, pentru că noi facem și content pe YouTube și așa, am impresia că e nevoie în momentele astea să producem cât mai mult. Deci cumva nu pot să zic că eu stau acasă și doar mă relaxez. Mă gândesc în fiecare zi ce aș putea să mai scriu, ce aș putea să mai postez. Știi că vreau să fac chestia aia cu știrile și nu-mi dau seama, o să facem râs ca prostul. Nu-mi dau seama, știi, cum să gestionez așa, pentru că nu cred că va fi 2 săptămâni. Asta voiam să spun, că ideea e că dacă ai ști că sunt 2 săptămâni în care poți să te relaxezi și după aia totul revine la normal, cu siguranță ai avea o stare mai bună. Dar în contextul în care tu nu știi cât o să dureze și nu știi dacă după tot acel timp lucrurile vor reveni la normal sau poate va fi o criză economică și atunci te gândești, ok, nu o să mai am spectacole, deci nu o să mai practici ceea ce îți place ție cel mai mult să faci. Până la urmă, viața ta, viața mea personală sunt spectacolele, adică asta e cel mai important pentru mine. Mie asta mi-e frică că o să se întrerupă și asta îmi dă o stare proastă, că stau în casă 2 luni fără show-uri și nici măcar nu mă refer la bani. Mă refer efectiv... Nu știu când o să am un show. Crezi că toată lumea o să vorbească despre corona în show-urile de stand-up care vor fi după asta? Probabil că mulți o să vorbească, depinde ce s-a întâmplat în perioada asta, dacă e ceva, dacă o să ai ceva amuzant de stors. Personal, depinde cum o iei. Mie, de exemplu, și când postez pe net, am postat 2 chestii și da, lumea reacționează foarte tare la ele, reacționează mai puțin dacă nu postez chestii legate de corona în perioada asta, dar parcă m-am săturat, frate. Adică, dacă o să vorbim doar despre asta de dimineață până seara, și noi între noi, și cu prietenii la telefon, și la, mă rog, televizor n-avem, și pe net, și nu știu ce, parcă nu, hai că gata, am înțeles, rămân informat. Eu cred că o să înceapă show-uri cu întrebări, să aplaude cine a fost, cine a avut corona.
A, da, chiar. Știi? De că poți să te legi, cred că o să te legi de cine mai tușește, cine mai... Adică eu nu cred că treaba asta o să... Cred că l-am dat o să fie cândva normal să ieși în club, dar coronavirus nu o să fie eradicat, nu o să dispară. Suntem departe de vaccin și de asta. Adică păi, dar știi că nu știm nimic, asta doar presupune ce spunem presupune... noi acum. Păi nu, nu, nu. Asta știm. El este un virus. Mm-hmm. Cum a fost și SARS-ul. SARS-ul, dacă știi despre el, da, da. Există și acum. Da. Ăla nu a fost eradicat. Tu poți să faci. Normal că nu, sunt mult mai puține cazuri în lume. Dar la fel și cu corona. Uite, până o să apară vaccin, să zicem că faci tu vaccin ca să nu-l iei. Uite, întrebarea mea ar fi, noi avem bilete luate la un concert în Milano în iulie. Nu? Dacă o să se țină, dacă se deschid granițele nu așa, te mai duce? Nu. Că asta vreau să zic, că gen, tu poți să ai voie, să fii ok și gen în Italia mai apare un caz la 30 de zile și în România unul la 90. E, dacă dar e tu așa... poți să o iei. Tu poți să ieși în Milano să-l iei, părerea mea. Sunt oameni care sunt asimptomatici. Păi da, dar atunci ce să fac? Nu o să mai îmi trăiesc viața? Păi asta te întrebam, nu știu. Dar nu știu, știu că am zis nu adineori și după aia m-am gândit, bă, stai puțin, ce nu? Părerea mea e că o să avem, că eu cred foarte mult în Angela Merkel, că ea a zis că 60-70% din populația Germaniei o să o aibă. Și probabil, pizda mă, zi, așa o fi, probabil o să o luăm. Și atunci, asta, mă gândeam așa, gen, m-aș duce în Milano în iulie? Dar lasă asta, te-ai duce în mai că avem bilete să mergem în Roma? Și trebuia să avem un show la Roma, apropo, în mai. Roma, păi în primul rând, show din Roma, m-aș mira să se mai țină, m-aș mira. Nu cred că se mai ține adică show, dar noi avem bilete luate că vrem să mergem și cu familia. Nu cred. Iulie e mai departe, mai nu, n-are sens. Nu, mai sigur nu mergem în Roma. Sper să recuperăm banii pe biletele de avion. Dacă ar opri ăștia și atunci... Dar dacă oprești atunci, până atunci o să fie, bă, maxim în plictiseală, o să fie să stai până în mai. Uite, seama? Asta mă deprimă. Deci îmi dă o stare atât de proastă, ideea că, cum ne-au sunat ieri niște prieteni pe videocall, cu care ne simțim noi foarte bine, stau la casă și mai mergem pe la ei. Nu grătare sau chestii de-astea, dar, adică nu asta e ideea. Ideea e că stăm pe prispă și vorbim și bem și nu știu ce. Și... Doamne, era atât de frumos afară și îi vedeam pe amândoi și îmi sunt dragi și stau destul de aproape de noi. Venea să mă duc și nu venea să cred, bă, chiar nu pot să mă duc. Adică, teoretic pot, dar nu pot. Știi, asta mă gândesc. Eu m-aș duce și m-aș vedea cu tineri, dar nu m-aș vedea cu nimeni din familia mea sau cu oamenii în vârstă. Da. Adică, mi se pare că noi dacă o luăm, poate să fie nasol. N-au fost cazuri în lume de oameni la 30 de ani. Care să fie avut probleme de astea, știi, nașpa. Dar pe de altă parte, dacă o iei și trebuie să fii în spital, ocupi un loc, știi, asta ar putea să fie gândirea, ocupi un loc și poate vine unul în vârstă care are nevoie de atenția medicilor. Că eu așa aș zice, bă frate, m-aș vedea cu tineri, cu prieteni, bineînțeles, m-aș vedea cu toți prietenii, m-aș vedea cu 6 prieteni, m-aș duce la ala acasă cu mașina, adică nu te urci în toate taxiurile, te duci cu mașina, țâc, 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 stai cu ăla, pleci. Dar tu nu știi unde se duce ăla, asta mi se pare riscul. Eu mă duc la ala și mă întorc acasă, atâta. Nu mă văd cu nicio bunică, mătușă, trecută de 50 de ani, da, știi? Mă, dar nu e doar asta. Nu știu. Nu știu ce să zic. Oricum doar îmi dau cu părerea, nu mă pricep. Apropo de chestia asta, am primit un mesaj drăguț, nu urât, pe Instagram. Am postat ceea ce am primit și eu sfat de la medicul meu să am în casă, în caz de. În primul rând, pentru imunitate, eu personal iau zinc și vitamina C. Iau calciu cu D3, știu că calciu nu ajută la imunitate neapărat, dar de multe ori așa vin în cutii calciu cu D3 și iau echinacea. Și am fost sfătuită să am în casă paracetamol, algocalmin, vibrocil, din câte știu eu, vibrocilul nu dă dependență. Și mi-a scris un tip pe Instagram, nu i-am deschis mesajul pentru că chiar nu pot să stau să le deschid pe toate, sunt foarte multe în fiecare zi și chiar dacă mi-ar fi drag să vorbesc cu oameni, nu pot chiar așa să-mi dau energia. Și mi-a scris că el ne urmărește, că îi suntem dragi și să nu o iau ca pe hate absolut deloc, dar să-mi văd de treaba mea, s-a exprimat așa, de meseria mea și să nu mai postez pe Insta Stories să recomand oamenilor. Meseria lui fiind medic, oare? Nu știu, nu mi-a spus, dar oameni buni, voi niciodată, deci nu știu cine sunt oamenii care mă urmăresc și se închină la mine, ce zic eu, aia fac, cum adică? Eu am spus ce fac eu, ce am eu în casă, ce mi-a zis mie medicul, să am în casă algocalmin și paracetamol, în caz că fac febră, algocalminul să scade febra. El mi-a zis că e periculos ce am făcut pentru că sunt oameni care sunt alergici la algocalmin. Bă, frate, eu
știu la ce sunt alergică, nu știu, de exemplu sunt alergică la metoclopramid și cam știu asta, adică nu știu dacă sunt oameni care urmăresc actori, cântăreți, influenceri și ăia postează ceva și tu faci 100% ce zice ăla, frate, e problema ta. Și eu când eram mică mă uitam la televizor, la Andre, dar nu făceam ce făceau ele sau ce ziceau ele. Am avea și niște părinți, niște repere, nu știu, mi se pare că nu e problema mea dacă tu ești alergic. Eu am zis așa, ce aș face eu, ce mi-a zis mie medicul. Iar chestia asta cu să nu vorbești în plus față de meseria ta și raza ta, chiar dacă ai spus că nu e cu hate, nu știu că nu vine cu hate, da? Pula mea, cum adică? Ba da, pot să vorbesc despre foarte multe subiecte, nu doar despre comedie. Da. Trag un podcast. Ce faci, Mămincu? Zile. Eu nu mă plictisesc. Numai proștii se plictisesc. O să ne plictisim, am zis. Nu o să ne plictisim, frate. Nu o să ne plictisim. Pe bune. Ai atât de multe cărți în bibliotecă. Nu ai cum să te plictisești. Păi tocmai de am zis că o să ne plictisim. Știi care e partea? Știi care este fix, ce vreau să spun, paradoxal? Că teoretic ai spune că, bă, stai atât de mult timp acasă, ia și scrie material pentru stand-up. Mai că singura chestie e când stai în casă și în casă și în casă, creierul tău nu e brusc super inspirat de experiențe și viață. Eu personal nu am inspirație să scriu dacă stau foarte mult timp în casă. Dimpotrivă, multe glume le-am scris când m-am urcat pe bicle și am plecat la o cafenea și m-am uitat un pic în jur și am ieșit din zona de confort. Da, fiecare funcționează diferit. Eu am scris. Ai scris material? Am scris și material despre ăla, neniță ăla care a dat ăla din mea. Ai scris material despre ceva ce ți s-a întâmplat când ai fost în afara casei. Poftim? Ai ieșit din casă, ai avut o experiență și astfel ai scris material. Numai nenița ăla care cu mărțișoarele, ofițerul meu care a dat corona. Am crezut că de când ai dat de carnet acum. Nu, dar chiar am dat de carnet, foarte interesant. Poate o să scriu și despre aia ceva. Dar zic, am scris pentru Rusca Prostul, pentru chestii... Unii funcționează așa, alții nu. Mi se pare că dacă te pui... Eu trebuie să ies faci, un pic ca să scriu. Dacă te pui, dacă vrei să faci aia... Adică, e, căcat. Normal că dacă vrei să faci aia, dacă, o faci. Dacă ești la limită, uite, dacă acum nu știu simt ce... că n-aș putea să mă întorc. Deci mie să-mi zici, săptămâna viitoare se redeschid cluburile de stand-up, n-aș putea să mă întorc să dau același material. Da, asta simt și eu, că nu mai suport să-l aud. Noi suntem la final de turneu, mai aveam niște orașe în țară de mers, dar de obicei acum perioada asta se termină cu materialul pe care l-ai dat în turneu în țară. Doamne, da. Și acum cu pauza asta să fiu o săptămână, două, trei, o lună să mă întorc la el, îmi bag piciorul. Nu mă întorc la materialul ăla, chit că improvizez, chit că o să am 10 show-uri consecutive proaste, improvizez, scriu despre ce s-a întâmplat, fac ceva, n-am cum. Trebuie să facem o seară de new material, ceva. Clar. Auzi, tu ai vreun vis recurent legat de stand-up? Stai că am avut și de curând. Recurent, adică? Că nu mă ascultă oamenii în diferite forme se întâmplă. Deci am avut că nu se aude microfonul, nu se aude vorbești. Am avut o perioadă în care visam că pleacă lumea din sală. Și eu la fel. Asta visam, că pleacă lumea din sală și cumva alternat și cu un vis... în care mă duceam la Teatru Bulandra să vizitez să mă văd cu un prieten care juca într-un spectacol și stăteam în spatele cortinei, în decorul spectacolului, stăteam pe o canapea cu el de vorbă și l-am dat să mișca scena și mă trezeam că uitam, n-aveam cum să mă mai dau la o parte și eram îmbrăcat în civil pe scenă în fața tuturor și nu știam ce să fac, trebuia să înceapă spectacolul. Mai aveam visul ăsta. Eu visesc că pleacă din sală și visesc că nu mă aud. Aseară am visat că eram la sala Palatului, care cumva scena era împărțită de pantaloni. Pantaloni sunt acei cortina dintre culise, cum ar veni. Și de fapt când treceam, era alt public acolo și trebuia să mă tot plimb să mă audă și ea și ăia. Erau ziduri între ei și nu se auzea în microfon. Și când m-am dus la sala principală, cum ar veni, se golise de mult, nu mă mai auzea lumea de mult, plecase lumea, trebuia să urci tu, nu mai era nimeni în sală să te asculte. Și visul meu e că nu se aude, că nu mă aud în microfon. Apropo de sala Palatului. Dar am visat de curând, pe lângă fapt, deci visez în trei seri la rând am visat că am răcit. Am visat că tușeam, eram gata, am luat corona. Și...
Am, mi-a venit conserva de pește înapoi. Ai mâncat conserva de pește? Da. Am mâncat o conservă de pește. Băi, tu umbli, bă, nu intra în conservele de pește, frate, ți-am gătit. Târziu. Bă, alea sunt pentru panică, nebunule, m-am mânca panicat. Acum. M-am panicat la prânz, am văzut că aveam sălățica aia și zic, ți-am făcut, ce îți fac, gătesc dimineața prânz era și seara o ca pe vremuri. Era doar o sălățică. Mai ții minte ca pe vremuri? Când zgăteam dimineața prânz și seara? Da. Hey, acum am văzut doar o sălățică, a zis, mincule, ai belit carasul, asta vrea să te omoare, vrea să te slăbească ca să te tranșeze după aia în caz de panică. Bagă, intră în conserve, că știi unde sunt. Sunt ascunse acolo. Pula mea, te tranșez eu pe tine în caz de panică. În caz de panică spun la Bringo. Deci în caz de panică... În caz de panică trebuie să încheiem podcastul, că sincer trebuie să mă apuc de pastele alea. Bă, dă-le încolo că avem timp. N-am mai vorbit. Avem nici 40 de minute de podcast. N-avem ce altceva să facem. N-avem ce putem altceva să mai tragem să un episod facem. Mâine în care iar să vorbim despre coronavirus și să vorbim, vorbim în continuu de coronavirus. Și am mai visat. Nu interesează șerpi. Pe nimeni de șerpi, am visat șerpi, foarte mulți șerpi colorați, probabil legătură cu ăștia din lumea stand-up-ului. Nu există. Și dădeam cu barda, dădeam cu barda, deci am ras câțiva șerpi, i-am scăpat. Și am visat că aveam un show la Constanța și trebuia să urc, eram în spate și cumva ăla de la student a pus altă melodie. Eu n-am urcat, tu ai dat jos de pe scenă, era o seară foarte lungă și oamenii ăștia afară la țigară, au plecat din sală. Și eu mă gândeam cum naiba urc, cum îi aduc înapoi, cum fac, ce fac și după aia am aflat, m-am urcat cumva și că s-a terminat show, am aflat că ne-au furat la birete, că pe lângă sala aia pe care o vedeam noi, în spatele unei uși imense, mai era un balcon de oameni care nu vedeau, doar auzeau, dar i-a plătit să rebilet. Și zic, mamă, ne-au furat ăștia la bilete. Dai seama? Un fel de panică, de show, de bani, de tot ce vrei. Da, uite, mi-am vărsat apa așa cum am sete. Uite, bea din apa mea. Ai luat corona. Oricum ne-am futut ieri. Da? Cum ar fi? Cum ar fi un cuplu? Uite, asta ar fi un subiect interesant. Un cuplu care în vremea pandemiei au hotărât să stea separat, cu prosoape separate, în camere diferite, au mâncat separat ca să... Băi, tati. Am legat cu apă, jur. Lasă că te prea este. Te năști de 7 ori cu apă pe zi tu. Deci își trăiesc viața separat. Da, nu fac sex, da. Nu iau nimic și am dat unul are corona. Ei, dragi, păi Miculescu, nu e clar că a futut? Extra. A. A? Dacă răcești, te pleznesc. Nu e clar că a futut? Bagabante răcite? Bagabante răcite. Asta e o nouă secție pe Pornhub. Bagabante răcite. Bagabante răcite. Now trending in Romania. Bagabante răcite. Bagaboantă răcită cu mască. Să fie sexy și să-ți dai masca jos, știi? Oamenii să vrea să vadă un sex oral, știi? Să fie la modul mamă și-a dat masca. Nu știu ce am făcut așa, dar mi-am avut o imagine în cap care m-a... Am citit o carte pe care nu o recomand. Se numește Serotonină de Michel Houellebecq. Cred că se citește, că e cu H, care e mut. Și e proastă. Mai că mie nu mi-a plăcut. Dar... Da, vreau să citesc foarte mult în perioada asta și mi-am propus, chiar dacă nu-mi place o carte, să o duc la bun sfârșit, că m-am mai apucat eu de cărți și nu le-am terminat. Tu ce carte citești acum? Eu nu citesc, cred că citesc o carte, dar nu citesc zilnic. De ce nu ne spui ce carte? Robin Williams, despre nu viața trebuie lui. Să citești zilnic cartea din care am citești. Crezut că vrei să mă ataci și voiam să zic ceva și după aia mi-am dat seama că nu vrei să... Ai vrut tu să mă ataci, de fapt? Eu? Să te atac? Păi... Pe ia tine, mâna de pe mine. Soțul meu ia mâna. Iubit. În primul rând, cine fut-o întreabă? Băi, alo, alo. De ce mă acuz, mă, că vrei să te atac? Te-am întrebat ce citești ca să spui despre cartea pe care o citești. Pe aici și o mărtoacă, dracu. Da, acum tot ce să fie. Mi-a dat corona. Mi-a dat corona, știi, la poliție. Deci eu stăteam pe stradă, da? Și am muncit foarte mult pentru imunitatea asta. și am muncit foarte mult. Băi, las-o în pizda. Hai mă, lasă-mă și dacă o am, ce vrei să fac? Pula la bagabante răcite. Ce? Și de ce am lucrat foarte mult la imunitatea asta? Și el mi-a dat corona de m-a strănutat din cap până în picioare. Foarte funny. Foarte funny. Funny, doamne, deci super m-ai întrebat funny. Ca și cum ai atacat. Tu ce carte citești acum? Pentru cine că așa pula ți vorbesc, mea? Că nu te mai suport de când stăm în casă de o săptămână. Vezi că au crescut divorțurile în China.
Vezi, nu divorțez. Da, și dacă nu divorțezi, dar mă duc eu la mămica. Foarte, ceva foarte curios. În sfârșit s-a și râs în podcastul ăsta. Hai să ne pupăm. Hai, oh! Hai. Și să scrie în titlu, live cam corona couple. Ha? Da. Că doi proști și două podcasturi mai târziu cu muci aici pe la mea. Să ascultăm. Și poza să fie asta când ne pupăm ca să-i atragem, da? Hai. Cu asta? Nu mă, nu, lasă asta. Pupă-mă dracu normal. Hai, fașa, țin așa ca și cum împărțim o șampanie. Te rog frumos. Băi, ca și cum închin acest pahar. Dar lasă-o mai unii sus. Chiar au făcut asta pe bune. Așa. Haide, hai. Micu. Aia. Sănătate! Chef! Apropo de asta, cred că se va schimba vorba asta când strănută cineva. Oh, faci chef! Strănutul, oh, faci izolare! Faci carantină! Wow, când scoți următorul special de stand-up? Că ești tare amuzant! O să fiu primul comedian care scoate special despre corona în mai. Jbang! Ce... mă rog. Dacă o și fac, dacă și fac corona, o oră, tati, sala Palatului. Ne vedem pe 6 iunie la sala Palatului. Specialul, în față la sala Palatului. Specialul o mai dai, dar sigur o mai iei sau cum era Dumaia. Și în față la sala Palatului, că n-au voie. Acolo, despre corona. Gata. Și îl pun imediat pe net. Știu! Hai să-ți facem stand-up în parc. Da, chiar. N-ai voie oricum. Nici în exterior, nu știu ce adunări. Mm. Și știi că la noi vin mii de oameni. Faci stand-up în casă. Eu am zis asta. Mă gândeam să facem un challenge, să te filmezi, faci o bucată în casă și să provoci pe alt nu comedian. Vreau să provoc pe nimeni nimic. Sănătate. S-a și râs. Mulțumim că v-ați uitat. Like, share și subscribe la canalul nostru de YouTube. Cine nu dă măsa e coronistă.